cunosc, dacă acolo am mai văzut o neregulă la universitate, dar despre asta vă zic în alte, dar neregulă din partea unui angajat de la poartă, de la ușă. Dar ce m-a surprins astăzi, ca să mă deplasez acasă, eu deseori mai merg și la transport de ocazie. Astăzi, la marginea orașului, se oprește un tânăr, o femeie în vârstă ca și mine alături. Din discuție am înțeles că este mama și fiul, vorbeau în limbă, în găgăuză. În discuție a prins, vorbeau ei de una, de alta, ceva înțelegeam de ulei, de mast, ca ulei în limbă rusă, mai rupeau și niște careva cuvinte în română. Ceva vorbeau de Maia Sandu. Eu când am vorbit, zic, ce, merge cu ce? Că nu, și au prins, au vorbit, că au suscitat că eu să vorbesc în rus cu dâns, efectiv am vorbit și eu în rus cu dâns, ne-am înțeles, spune, zici că nu, nu este vorba despre Sandu. Prin ea spune, Vadim Ceban, care este director la Moldova Gaz, zice, e coleg cu ficiorul meu. Moldova Gaz la Cahul. Da, Chișinău, dragă. Așa. Când am auzit de Moldova Gaz, zic, păi uite, și-i trebuie, ce au adus? Păi ce au adus? Ziceau, au împărțit în sat alaltă, ieri zilele acestea, au împărțit cadouri alimentare, adică pachete alimentare, undeva la vreo până la 10 kg. Și ce includeau? Crupe, pachete, adică cu crupe, cu diferite, cu zahăr, cu orez, cu ce mai dau, zic, și 1 litru de ulei. Și respectiva doamnă se indigna, zici, cum așa, dar de ce nu ne-ați dat și soțului meu, zic, da, câți ani, ea spune, zici, că uite, iată acum, mai degrabă, undeva în vreo 2-3 săptămâni, trebuie să atingă vârsta de 65 de ani, neavând vârsta atinsă, lui nu i-a dat. Deci au împărțit, au împrăștiat cadouri celor care de 60, dar toată lumea acum, toți bătrânii rămas în sat. Dar de Și unde zici că știi Moldova Gaz și Vadim Ceban datele personale ale oamenilor din satul Cutare? De unde știu vârsta? Că asta sunt date personale. Au acces înseamnă că la bază de date. Păi, consider eu, pentru că vă zic, eu tot așa m-am indignat și ea spune, că dai, păi, ei au învățat într-o clasă. El, parcă, dacă nu greșesc, parcă n-am memorizat, spune, că din sat, sau de undeva să știu, pentru că el nu a venit fără adresă. Și tot în discuția aceasta spune, că da, stai, Iulia, că da, Jecova, Ecaterina, zic, cine este Jecova? La noi avem așa familie în sat. Deci ea e parlamentar acum, zic, de la cine? Deci s-au oprit așa o discuție și au zis, uite, Dodon, cum strânge deja voturi, cum adună voturi. Eu rămas uimit, vă dați seama. Și spune, zici, că da, Ecaterina Jecova, că aici te-au dat numai la astea de 65, dar Ecaterina Jecova au împărțit, zice, întregului sat când au fost la parlamentare, când au fost alegerile. Și practic eu am memorizat numărul la mașină, era o rutieră, o rută de asta, adică marfară. Și nu mă tem absolut de nimic. Îi cunosc, îl recunosc pe acest băiet și persoana dată. Dar oamenii, adică în sens că ar putea să mărturisească, să confirme că anume asta au spus și nu inventați dumneavoastră. Pentru că Păi despre faptele ce? despre care vorbesc ei sunt grave, sunt penale, nu? Încă nu a început campania electorală, totuși cadourile electorale sunt interzise tot timpul, că e corupție. Eu vă spun, vă zic, să-mi prezinte acești oameni în față, eu nici nu mă, nu neg când a fost așa, nici nu mă eschiviez. După aceea că și-am vorbit puțin și eu înțeles că sunt pedagog și adică pe o notă pozitivă ne-am despărțit, am zis la revedere. Ca de la Tartaul spre sat să mă urc cu o altă mașină de transport care ce va transporta niște garduri metalice până în sat vecin, până la urmă repezit până în sat la noi. Și la fel am fi luat noi de drumuri, am luat capăt de vorbă și prin ea spune acest bărbat care lucrează în calcul și căina, că de ce el nu a plecat în Europa, are pașaport românesc, de ce nu a plecat? Zice, eu 20 de ani în urmă am putut să plec tot cu familie. Și zic, uite, am rămas, mă gândeam, uite, poate să fie o schimbare, poate zici că, dar din nou scăpăm de roșii. Ăștia au zis că ne mai bagă încă. Și prindea, spune tot el, pentru că el transportă, adică, produse metalice, garduri sau produse, așa să le-aș spune, în sudul țării. Și spune, zici, ploaia nu era la Comrat încă ieri terminată,
Chicu era acolo și Dodon, adică eu nu știu, Dodon a fost el, dar cineva ne-a spus că Chicu a fost acoperat. Și au asigurat cetățenii că, într-adevăr, vor fi restabilite și, adică, toate pagubile suportate vor fi alocate. Cum asta? Oamenii nu și-au plătit asigurări de locuință, dar Chicu, dintr-un buget găurit, incapabil să facă față pandemiei și problemelor financiare, face promisiuni electorale, că în mod sigur nu o să aibă el de unde să achite pagubile cauzate de inundații. Dar iată avantajul de a merge cu mașini de ocazie. Mai aflați ce se întâmplă în țară. Gata, nu mai circulă ruta aceea care avea program flexibil sau nu mai vreți dumneavoastră să circulați cu ei? Care rute? A noastră din sat? Păi nu v-ați scris o plângere, nu v-ați plâns odată la cameră despre asta? Nu. Deci ei circulă la fel, ei circulă programul vechi, dar eu am avut tratament la dentist astăzi și am avut mai îndelung. Alt orar, am înțeles. Da, nu, dar da. Ei circulă pe vechi, adică cu grafic flexibil când vor ei. Nu, nu, nu. Graficul este stabilit și ei da, dar n-au este... venit. Într-o zi la amiază ne-ați spus la cameră că n-au venit. Eu asta vă întreb. Continuă să încalce drepturile consumatorilor și ale călătorilor sau respectă graficul? E declarat la primărie și la Ministerul Transporturilor. Ultimul timp eu nu am mai mers cu ruta. Ea mai fost de două ori, dar n-am mers cu ruta. Și, dar de cât eu știu, ei respectă, ei nu se abat. Ei de la nu se abat, doar atunci a fost abaterea. Și dar mi-ați spus că ei fac asta des. Eu m-am întâmplat de două ori. Eu păi, m-am întâmplat n-ajung de două ori. Ori. Și șeful gării eu zis că ei fac asta des. Asta care dacă s-au mai plâns cineva, dar eu m-am întâmplat cu așa situație de două ori. Și de câte am înțeles, lumea circulă, chiar am văzut, vă zic, lumea circulă, vă zic, de ocazie. Dar aceste două cazuri, eu n-am fost indiferentă să vă relatez dumneavoastră. Sau de lumea să analizeze, chiar și dacă este greșit, să dea o replică sau să scoată la iveală aceste două cazuri.